Superliga vă este oferită de Superbet. Bun găsit tuturor, vă spune Mădălin Negoiță, suntem în legătură directă cu Arena Francis Neumann din Arad. Vom urmări împreună prima dintre cele trei confruntări ale zilei din penultima etapă a sezonului regulat din Superliga României. UTA întâlnește pe FC Craiova, arădenii încă mai speră la o eventuală clasare pe locul 6 la finalul acestei stagiuni. În ciuda înfrângerii din etapa precedentă, FC Craiova în acest moment pe 13 cu doar 4 puncte avantaj față de locurile de baraj. Iată cum arată cele două echipe. Iacob este în poarta gazdelor, Căpușă, Benga, Stolnic și Trif în linia defensivă, Fabri, Marcelo Freitas și João Pedro la mijloc, Lucas în atacant central, flancat de Claudiu Mikovski și Rareș Pop. Câteva schimbări făcute de Mircea Redic după partida din etapa precedentă. Cea mai mare absență este cea a fundașului stânga, Diogo Rodriguez, înlocuite cu Trif la primele sale minute de la venirea la echipa arădeană. Vedem și brigada de arbitri condusă la centru de Radu Petrescu. Mircea Grigoriu și Mihai Marica sunt cei doi arbitri asistenți. La VAR este Horia Mladinovici, asistat de Radu Ghinguleac, arbitrul de rezervă Sorin Vădana. Florin Bătrânu este observatorul de joc. Observatorul de arbitri este Nicolae Grigorescu. Imediat vom vedea și primul 11 al oaspeților, rămași din nou fără antrenor. Va sta pe bancă astăzi Valentin David. Se pare că FCU a fost în negocieri cu Marius Proitoru, negocieri care deocamdată au stagnat. Popa este în poarta craiovenilor, Negru, Gvachic și Lechiatas, cei doi fundași central. Dragu este în stânga, Achim și Albu, mijlocașii central, Batten, Bausa și Baasan, spatele lui Aurelian Chițu. De la mijloc în sus, echipa oaspete arată foarte bine, însă sunt absențe importante în compartimentul defensiv, acolo unde și Mascarenhas și Lacroix nu pot juca, de asemenea Padula. Sunt foarte mulți accidentați și cel puțin după spusele principalului finanțator al echipei, Adrian Mititelu, se pare că este și cauza unor antrenamente prea tari, astfel că au fost și probleme medicale și până la urmă probleme de randament pentru echipa craioveană. Iată și cele două bănci de rezerve. Așadar, FCU este pe locul 13 în acest... Minge trimisă mai degrabă spre bara a doua! Ce ocazie! Mingea trece puțin pe lângă poartă. Ratarea lui Benga, dacă am văzut bine, sau Lucasen, cred că Lucasen a fost cel care a lovit acolo și cred că Benga și cerea scuze că nu l-a lăsat laicut João Pedro. Minge respinsă de altfel de unul dintre cei mai scuzi jucători din Careu, dar apoi șutul pe recuperare, foarte periculos, parada lui Popa. Șutul lui Rareș Pop, destul de bun. Al doilea corner al arădenilor, primește Fabri, își caută din nou culoare de centrare, respinge Chițu, până la Mikovski însă, are casă João Pedro pentru Fabri, João Pedro, gol! Vine inevitabil acest gol, UTA s-a instalat în ofensivă din primele minute și în minutul 13 defensiva lui FCU cedează la șutul lui João Pedro. Mingea prinde pământul exact înaintea portarului. Execuție frumoasă, Popa doar atinge mingea cu vârful degetelor. Prea jos, prea defensiv a început FCU. Primul gol marcat de João Pedro în campionatul. Execute lovitura de la colț, multă mișcare la marginea careului de 16 metri. Gol!
gol, 1-1. Egalarea adusă de Bausa. A avut dreptate Valentin David. 1-1. Dintr-o fază fixă care nu anunța mare lucru, Bausa stătea deliberat în afara jocului, dar a intrat exact în momentul în care Button centrează. Surprinsă defensiva Utei, este al 18-lea gol pe care echipa arădeană îl încasează din fază fixă în această stagiune. Foarte multe goluri primite din faze fixe. Complicat. E gol valabil. 2-1 pentru UTA. Gol marcat de Mikovski. UTA trece din nou în avantaj și cred că vom avea un meci foarte spectaculos. Lucasen nu atinge mingea. Mikovski, dacă ar fi atins mingea Lucasen, probabil Mikovski ar fi fost în offside, dar nu atinge. Nu atinge, este pasă directă spre Mikovski. Al 47-lea gol primit de FCU Craiova în această stagiune. Claudiu Mikovski cu un sezon excepțional, primul său sezon în Superliga României. Deja trecerea lui Rareș Pop, reușește să și centreze. Parada lui Popa. Lovitura de cap bine plasată a lui Lucasen. Ce fragilă este apărarea. Ești accidentat. Atacă ceva mai bun acum, șut, gol! Înscrie Dragu. 2-2 în final de primă repriză. FCU n-a avut mai mult de 4 atacuri finalizate, dar iată, 2 dintre ele cu gol. Iar UTA primește 6 goluri în 3 reprize. După cele 4 primite în Giulești, prea ușor scap aici, iată. Dragu în flancul stâng, adevărat, finalizarea este perfectă. Foarte greu să înscrii cu stângul dintr-o asemenea poziție. Scurtul ținut de portar, lungul ținut de fundaș. Spațiu foarte restrâns pentru această finalizare și totuși cumva. Lucasen lua tare, dar lasă avantaj Radu Petrescu. Și un șut bun! Mingea trece puțin pe lângă poartă. Șut cu stângul, mingea a căpătat un efect ciudat. Finalizarea mi s-a părut foarte bună, a prins puțin pe exterior sau puțin mai mult decât își dorea pe exterior Mikovski, dar ce bine își face această minge pentru șut. E penalti. E penalti pentru UTA, dar de unde până când? Cred că a fost de la VAR chemat și se pune locul de unde începe acest duel. Și începe din careu. De aceea s-a întârziat. Dar mie, în primul rând, nu mi se pare fault. Nu știu, ok, sunt ambele mâini pe adversar, dar nu mi se pare că îl trage sau îl împinge sau îl manevrează în vreun fel pe Lucasen. Mai ales că Vachici are și dreptate și el, adică s-au ținut reciproc. Penalti cam ușor dat. Tocmai când FCU Craiova pregătea prima sa schimbare, execută Fabri. Lovitura de pedeapsă,
Elan scurt, gol! 3-2! Pentru a treia oară în această partidă, UTA trece în avantaj. Fabri ajunge și el la 7 gol. A, cred că l-a călcat, acum văd și la picioare. Deci nu cred că e neapărat de ținut, cred că l-a și împiedicat pe această reluare, am văzut. Execuție simplă pe centru a lui Fabri, spuneam 7 gol. Un adversar trece și de-al doilea, pătrunde. CDB așteaptă în dreapta, primește acum CDB. CDB se apropie de careu, pătrunde, CDB! Șut însă la firul ierbii. Din nou îi lipsește finalizarea, totul perfect până la șutul la poartă.